Bună ziua, sunt Ion Armeanu și sunt din nou de vorbă cu prietenii la o cafea. Astăzi aș vrea să vorbim un pic despre, despre schimbare și rezistența la schimbare. Trăim într în epoca informațională și a cunoașterii în care, iată că schimbarea este extrem de rapidă, dinamica schimbărilor este fantastică și oamenii încep să nu mai poată să facă față la aceste schimbări. Și așa cum spunea Stephen Covey, oamenii nu pot suporta schimbarea dacă înăuntru lor nu există o esență neschimbătoare. Cheia pentru a căpăta abilitatea de a te schimba este statornicia conștiinței a ceea ce ești, a ceea ce reprezinți și a valorii tale. Toți suntem rezistenți la schimbare într-o măsură mai mare sau mai mică. Schimbarea de regulă nu ne place, însă schimbarea este esențială pentru dezvoltarea noastră. Ea este cheia secretă care ne deschide ușa către mai bine, către evoluția noastră pe toate planurile. Dacă mâine vrei să-ți fie mai bine, atunci azi e momentul să schimbi ceva. Nu există evoluție fără schimbare. Frica noastră de schimbare, de a păși în afara unor noi realități, este atât de profundă, încât ne agânțăm cu disperare de lumea pe care o cunoaștem, de situațiile și oamenii pe care îi știm și sunt previzibile pentru noi. Adesea confundăm familiaritatea cu siguranța, iar confortul perceput, alături de nevoia de control, ne face să trăim în iluzia propriilor povești. Nu ne place să riscăm și atunci ne agățăm de ceea ce avem și ne opunem incertitudinii în necunoscutului. Însă, schimbarea se produce oricum, și în această epocă nu numai că se produce, dar se produce cu o dinamică cum n-a mai existat niciodată în istoria omenirii. Ea este înscrisă, de altfel, în genele noastre. Este motorul evoluției. Schimbarea este peste tot în jurul nostru. Oriunde vă uitați, o să vedeți că lucrurile nu mai sunt la fel cum au fost acum un an, acum 10 ani sau acum 20 de ani. Natura se schimbă în funcție de anotimp. Noi ne schimbăm în funcție de etapele vieții și așa mai departe. Lumea în care trăim este în acest moment într-o schimbare profundă de la epoca industrială la cea digitală. Suntem într o continuă schimbare, fie că ne dăm seama, fie că nu, fie că vrem, fie că nu vrem. Schimbarea ca și adaptabilitatea sunt atribute ale vieții și ale evoluției. Practic nu putem sta pe loc atât timp cât suntem în viață. Stagnarea înseamnă involuție, iar involuția duce la degradare. Oare nu e mai bine să faci schimbările Conștient decât să le lași la voia întâmplării și ele să se producă haotic, dacă tot are loc schimbarea și nu poți să o eviți, oare nu e mai bine să o faci tu însuți în sensul în care îl dorești, către mai bine, în direcția care să te ducă spre atingerea succesului, prosperității și fericirii? O zi frumoasă în continuare și să auzim numai de bine.